În perioada 20-24 mai 2024 a avut loc cea de-a șaptea ediție a Conferinței Internaționale de Comunicări Științifice a Studenților X-Gen. Conferința a fost găzduită de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare și Fundația Universitas. Conferința X-Gen s-a impus ca un reper al excelenței în promovarea cercetării și inovațiilor tehnologice pentru a promova colaborarea între studenți, cercetători și cadre didactice. Conferința din acest an a inclus mai multe secțiuni tematice, având ca scop încurajarea schimbului de idei și inspirarea generațiilor actuale și viitoare în domeniile tehnologiei și educației. Câteva lucruri despre conferință. Atunci când am pornit-o de la următorul principiu, acela că noi, în calitate de cadre didactice, am primit de la societate, de la mediul în care ne-am dezvoltat și am reușit să cadre didactice în universitate. Asta înseamnă că în spate există o anumită experiență, un anumit know-how, iar acel know-how să-l furnizăm studenților și într-o altă manieră. Și a fost unul din elementele de bază care au generat creșterea acestui eveniment, practic prin dedicația cadrelor didactice și a studenților. Însă, în acest moment, credem că este nevoie de mai mult. Au ajuns să fie atât de multe cadre didactice și studenți care prezintă, încât cumva am ajuns să simt că primim prea mult și ar trebui cumva să echilibrăm acest lucru. Iar această echilibrare o aducem printr-o ajustare a conceptului acestui eveniment, aceea de a veni către voi cu elemente din exterior, cu alte elemente, nu cele pe care noi ca și cadre didactice le oferim. De aceea, în cadrul acestei sesiuni, în cadrul acestei ediții, avem prezentări tehnologice din partea unor instituții de vârf, cum este Serviciul de Transmisiuni Speciale, Poliția Română, parteneri externi, spuneam de mai devreme de Institutul de Uninova din Portugalia și așa mai departe. Toate acestea se vor derula în cadrul secțiunilor pe domenii la care vă așteptăm. Și pentru că am spus despre domenii, aș vrea să trec în revistă așa succint domeniile Computer Science, Economic Sciences, Chemistry, Food Chemistry and Engineering, Biology, Engineering Sciences, Civil Engineering, Mathematics, Medical Informatics, Teaching and Social Sciences. Le aveam în engleză și automat le-am citit de acolo, chiar dacă până acum am vorbit în română. Vreau să mulțumesc tuturor celorlalți care sunt prezenți din afara mediului academic și pe care până în acest moment nu i-am menționat, dar aș vrea să vă spun și despre partea de HEX, concursul de programare de 24 de ore. În anul acesta tematica sunt știrile false. Cred că este o temă foarte importantă a acestui moment și o provocare pe măsură. Conferința Internațională X-Gen reprezintă un eveniment internațional de comunicări științifice ale studenților. Stimat prezidiu, stimați membri ai comunității academice, stimați participanți la această conferință cu lucrări științifice și experimentale, stimați parteneri și sponsori, doamnelor și domnilor. Am onoarea pentru al șaptelea an consecutiv să deschid lucrările Conferinței Internaționale de Comunicări Științifice. Pot să vă spun că în acest an avem o prezență impresionantă. Sunt mai mult de 20 de universități din țară și din străinătate. Conferința din acest an a presupus și un concurs maraton de programare de 24 de ore. Trecut 24 de ore. E momentul să trecem la fapte și să vedem care este rezultatul muncii voastre de 24 de ore. Am încărcat pe site-ul evenimentului un material suplimentar, test CSV, în zona de materie, de fișiere ale platformei. Vă rog să
descărcați documentul, aveți niște știri false și adevărate pe care să le testăm cu soluțiile voastre, să vedem răspunsul sistemului, să vedem scorul pe care îl oferă sistemul vostru informației noi pe care o întâlnește. Nu sunt lucruri complet noi, sunt reformulări sau negări ale unor știri deja într-o anumită zonă pe care ați procesat-o deja și să vedem care este răspunsul sistemului. Vă lăsăm 2, 3, 5 minute cât este necesar să descărcați documentul, să-l includeți în soluția voastră și să urmărim răspunsul. Să vedem rezultatele pe care le obțineți pe aceste use case-uri. Mai departe, partea de prezentare detaliată a soluțiilor voastre va avea loc, așa cum am discutat, peste aproximativ două ore. Da? Te rugăm. Nu știu exact cum să vă demonstrez că sunt aceste asset-urile, că acestea sunt într-adevăr intrările. Mă rog, le-am centralizat eu din CSV într-un notepad. Asta e gândați, chiar dar numai să vă întreb. M-am pornit. Ok, deci le-am separat frumos în titlu și conținut, că și noi am făcut prin universitate să tot. Așa, ambele. Am făcut un CSV după format titlu și subtext separat. Ok, minus. Să zice că e tu. Aici el e foarte sigur, ăsta e foarte sigur și surprinzător și ăsta micuț și rapid e foarte sigur. Felicitări tuturor! De efort, susținut cu rezultate deosebit de frumoasă. Într-o oră jumate începem dincolo în sala de conferință. Mai aveți un pic de timp la dispoziție ca să pregătiți prezentările. Ceea ce vă recomand acolo este să prezentați elementele tehnologice, modelele, mecanismele pe care le-ați folosit și, în mod evident, rezultatele, categoric, contează atât rezultatul efectiv, cât și modul în care acesta dă utilitate pentru utilizator. Așadar, aveți un pic pus de timp la dispoziție ca să pregătiți această parte și ne revedem în aula. După prezentarea aplicațiilor, au fost anunțați câștigătorii. Și acum să trecem la proba care a trezit cele mai mari provocări și îl invit alături de noi pe domnul Sabo să înmâneze aceste diplome. Este vorba de secțiunea Hackathon, programare de 24 de ore. Sabo. Da. Provocări. A fost o provocare de 24 de ore. Foarte frumoasă, îmi permis să spun, și rezultatele, din punctul meu de vedere, au fost impresionante. Fiecare echipă a venit cu o abordare personală și eu spun că inclusiv această parte din conferință face parte exact din spiritul a ceea ce înseamnă studenția, forțarea limitelor. Stăm 24 de ore, doar că data aceasta pentru a munci. La fel cum se mai întâmplă și în sesiune și să sperăm că nu numai. Și, bineînțeles, surpriza CD-ul apare acum. Locul întâi nu se acordă.
Nathanael Balog și Bogdan Teglaș. Și Miriam alături de ei. Și diploma lui Miriam este... S-a strecurat. Este aici. Miriam Romaniuc. Haideți într-o poză de grup. Felicitări. Ceea ce a diferențiat primele locuri, pentru că abordările au fost deosebit de interesante, foarte interesante și rezultate foarte frumoase, a fost faptul că echipa care acum este pe primul loc a introdus în această soluție pe care au realizat-o în 24 de ore un add-on care vă afișează în timp real, în momentul în care urmăriți o știre, un film de pe YouTube, care parte din el este adevărată și care este falsă. Adevărul și direct, automat, în acea filmare. Ceea ce mie mi s-a părut și colegilor de mare utilitate și deosebit de interesant. Atunci când te uiți, nu este totul adevărat sau fals, lucrurile pot fi parțial adevărate, parțial false și era și elementul de incertitudine. Felicitări! Felicitări! Una dintre echipele câștigătoare a fost compusă din 3 studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare Informatică, printre care s-a numărat și un absolvent al Colegiului Național Dragoș Vodă din Sighetul Marmației, Bogdan Teglaș. Această echipă a fost coordonată de profesor dr. Cosmin Sabo. Aceeași echipă a câștigat premiul 1 la secțiunea Inteligență Artificială pentru Mediu. Bogdan Teglaș, Nathanael Balog și Miriam Romaniuc, studenți la informatică anul 3 ai Universității Tehnice Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, au participat și la cel mai mare concurs național maraton de programare, Cluj Hackathon, desfășurat în perioada 24-26 mai la Cluj-Napoca. Evenimentul este o provocare de 36 de ore care reunește programatori, designeri, dezvoltatori și antreprenori pentru a crea startup-uri inovatoare folosind ChatGPT și API-ul Whisper. Hackathonul este o oportunitate unică de a colabora cu persoane care au aceleași idei, de a explora potențialul inteligenței artificiale și de a dezvolta soluții care pot face diferența în lume. Ne aflăm în gara CFR Baia Mare, unde va sosi un tren de la Cluj, care va aduce cu el o echipă câștigătoare de studenți. Mai multe o să ne spună ei la cald, acum, când vor sosi. Sosi și echipa câștigătoare la cald, așa cum a fost. A participat la cel mai mare hackathon din țară, peste 150 de participanți din toată România. Am câștigat la categoria de environment, au fost 10 categorii. Soluția noastră a fost cea mai bună la categoria noastră. Da, și am primit aprecieri foarte mari din partea oamenilor tehnici. Unii dintre mentorii de acolo, care au fost oameni de cea mai mare calitate din zona de business și din zona de tech, au spus că soluția noastră a fost printre cele mai bune pe partea de inginerie. Adică mulți au văzut soluții mai interesante pe partea de business, dar pe partea de inginerie soluția noastră a fost considerată de către cea mai bună. Nu s-a simțit ca o gușcă de lei? Nu a simțit? Așa se spune. Da, a fost retenuș. Da? Da. Cum e munca în echipă cu băieții? Are domeniul său de expertiză și până la urmă se convinde într-un final care arată bine și metodică.